Într-adevăr, în finalul săptămânii ne aduce o vreme închisă, rece, dar fără prea multe ploi. Nu scăpăm însă de ceață nici astăzi, iar condițiile de polei sunt semnalate în zonele joase. Vântul va sufla în general slab, cu intensificări la munte, unde va continua să fulguiască. Începem cu partea de nord-est a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi vremea va fi rece, dar cerul va fi senin. Maxima zilei va ajunge până la 4 grade, atât în satul mare, cât și în Baia Mare. Ploile rămân în vacanță în continuare în Crișana, din fericire, și aici temperaturile sunt mici, dar după cum vedem, avem parte de raze de soare. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 4 grade în Oradea și 6 grade în Arad. Vorbim în schimb despre o vreme închisă și ploioasă în Banat. Va ploua astăzi în Reșița, după cum vedem pe hartă, vor fi și condiții de ceață, iar temperatura maximă va ajunge până la 5 grade în Reșița, 6 în Timișoara. Să vedem cum va fi vremea în Oltenia. În comparație cu ce se întâmpla ieri, astăzi putem revedea soarele, special în nordul teritoriului. În sud, după cum vedem, o vreme în continuare închisă cu doar 6 grade în Craiova, Slatina, 7 grade în Târgu Jiu. În estul teritoriului Transilvaniei, vremea rămâne închisă și rece. La munte, după cum spuneam mai devreme, va continua să fulguiască. În Zalău, cer acoperit de nor, la fel ca și în Deva, iar temperatura maximă se va încadra între 1 grad în Miercurea Ciuc, 3 în Brașov și 6 grade în Deva. Vremea variată astăzi în Moldova, după cum vedem pe hartă, avem în Botoșani, Iași, Vaslui, dar și Galați, o vreme închisă, raze de soare în Piatra Neamț și în Suceava, cu următoarele temperaturi, 5 grade în Botoșani și doar 3 grade astăzi în Galați. În Dobrogea, vântul va sufla slab până la moderat, o vreme închisă în Constanța, dar fără precipitații, cel mai mult senin în Tulcea, cu o maximă ce va ajunge până la 4 grade. Vorbim însă despre precipitații pe teritoriul Munteniei, după cum vedem. Va ploua în Giurgiu, în Călăraș, în Târgoviște, dar și Ploiești. Ceața nu ne lasă în pace. Vor fi condiții de ceață persistentă în Alexandria și în Giurgiu, iar temperatura maximă se va încadra între 4 și 5 grade. În capitală de dimineață se înregistrau 3 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 5 grade. Astăzi vremea va fi închisă, dar fără ploi. În weekend, maxima zilei va ajunge până la 8-9 grade. Cam atât despre asta. Aveți un final de săptămână excelent!